Principalii vorbitori au subliniat că Ziua Bucovinei este prin excelență un îndemn la unitate, la solidaritate, cumpătare și mândrie. În plus, primarul Sucevei Ion Lungu a trecut în revistă realizările lui Franz Cavaler de Loj în cei 23 de ani cât a fost primar, iar președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apelat la unitate. În calitate de anfitrion, edilul șef al municipiului reședință de județ a punctat înfăptuirile înaintașului său, dar a marjat și pe cele realizate de el și echipa sa. Trebuie să avem un respect față de înaintașii noștri. Am spus și în preambul, nu numai decât a fost cel mai elogiat primar, se datorează acest moment astăzi și datorită faptului că a fost primarul care a transformat, practic, Suceava din târg în oraș. Asta este realitatea cu investiții care se cunoască, apă, canalizare, uzina electrică, calea ferată de la Iscani până aici la Suceava, turnul mănăstirii la Sfântul Dumitru, sediul Renelului de astăzi, construit în acea perioadă și multe alte lucruri frumoase care le-au făcut și sediul primării de atunci al municipiului Suceava, astăzi al prefecturii și al Consiliului Județean. Deci sunt făcute tot de vremea lui. Nu suntem noi vremii să ne ridicăm la nivelul lui, dar totuși încercăm și noi să continuăm modernizarea orașului și iată că anumite proiecte chiar le-am preluat, apa canalizarea. Este prima stație de apă și canalizare din oraș, este transformată în muzeu urbanistic și respectăm, mă rog, memoria primarului de atunci și lucruri care le-a făcut el. Modernizăm orașul, modernizarea iluminatului public din oraș. Lucrul cel mai important, el a făcut un pod, că este râul Suceava de la Burdujeni din lemn. Iată că și noi am făcut un pod din beton. A avut o relație foarte bună ca o autorități la vremea respectivă. Se spune foarte clar că era un austriac. Cu atât mai mult sunt meritele că s-a atașat atât de mult de Suceava, i-a apreciat atât de mult de bucovineni, avea o relație la fel de bună și cu primarul la Burdujeni. Este o carte foarte frumoasă aici, așa nu dacă este domnul Drăgușanu pe aici. Îi mulțumim domnului Ioan Drăgușanu că a scris această carte despre Franz Cavaler de Loj. A făcut el o recomandare atunci să-i facem un bust. Iată, noi, Ioane, ne-am ținut de cuvânt, avem bust astăzi, îl dezvelim și cred că locul lui este în fața primăriei. Deci respectăm memoria să ne pomenim înaintașii noștri și toți cei 41 de primari care i-am pomenit astăzi trecut la cele veșnice. Fiecare dintre ei a avut o contribuție la ceea ce înseamnă Suceava astăzi. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a recunoscut că oamenii care lucrează în administrație au încă multe de făcut pentru a se ridica la înălțimea fostului primar austriac, care a condus orașul timp de 23 de ani. Îmi exprim bucuria că astăzi, în ajunul zilei Bucovinei, dezvelim încă un bust cu 3 ani în urmă, dezveleam bustul lui Iancu Flondor în fața Palatului Administrativ. Astăzi, Franz Cavaler de Loj, despre care aș vrea să spun câteva lucruri altfel decât s-au spus până acum. Știți, noi românii avem nevoie în viață de modele, trebuie să ne raportăm la cineva. Nu știu dacă astăzi găsim așa de ușor modele și m-aș referi la administrația publică. Cu 100 de ani în urmă, acest om căruia i-am dezvelit bustul, uitați-vă câte lucruri a făcut pentru Suceava. Și eu cred că e bine să ne întrebăm fiecare dintre noi, mai ales cei în funcții, ne ridicăm la nivelul acestui om sau mai avem multe de făcut? Când vorbești de modele, trebuie să te gândești la asta. Cu 100 de ani în urmă, apeduct, canalizare, curent electric, să vorbești de cale ferată până în centrul orașului, investiții în școli, da, liceul Ștefan cel Mare, muzeul, actualul palat administrativ, spitalul vechi de la Suceava. Doamne, câte lucruri atunci! Și nu erau nici programe europene, nu erau nici nu știu ce alte programe, deci s-a putut. Și a marcat istoria orașului Suceava și pasul uriaș spre civilizație. Un mesaj de suflet. Mă bucur că biserica ne-a citit astăzi aici o lecție de istorie despre Franz Cavaler de Loj și eu cred că legătura aceasta administrație-biserică trebuie să rămână și mai ales acum când România trece prin vremuri foarte grele. Ați vorbit aici de epidemii care au lovit zona noastră. Nici astăzi nu ne este ușor.
și trebuie să ne gândim și să înălțăm o rugăciune pentru cele 2000 de suflete care au murit numai în pandemia din ultima perioadă în județul Suceava. Și asta trebuie să ne dea de gândit și să fim mai uniți. Felicitări, domnule primar Ion Lungu, pentru această inițiativă. Felicitări pentru frumoasa primărie pe care ați renovat-o, pentru toate lucrările și investițiile făcute de-a lungul anilor de dumneavoastră și de echipa dumneavoastră și sunt convins că în continuare ne vom raporta la Franz Cavaler de Loj. La eveniment a fost prezent și prefectul Alexandru Moldovan, care a avut parte de o mare surpriză. Mă bucură nespus prezența reprezentanții autorităților din Chișinău, Soroca, Cernăuți, Cipru, pe care îi salut. O bucurie personală este revederea cu un vechi coleg de facultate, pe care mă bucur să-l revăd alături de noi. În numele instituției prefectului, țin să reafirm încă o dată municipalității sucevene sprijinul total instituțional în sprijinirea tuturor proiectelor de dezvoltare a cetății.